Salutare, dragii mei, dragi iubitori de plante, bun regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian, iar în episodul de astăzi vreau să-ți prezint o plantă pe care s-ar putea să o ai în colecția ta de flori și care te va uimi cu paraziții pe care îi poate prezenta la nivelul său și utilizările pe care le pot avea aceștia. Dar hai să aflim mai multe despre îngrijirea ei și despre acest lucru incredibil ce la prima vedere chiar nu-ți vine să crezi în doar câteva secunde. Sunt sigur că dacă tu nu o ai în colecția de plante, cu siguranță bunica, mătușa sau cineva din familie cu siguranță o are într-un ghiveci acolo de ceva timp bun și de care se bucură prin frumusețea creșterilor sale și, evident, uneori și prin florile pe care le formează. Este vorba despre opuntia. Este o specie de cactus, unii o cunosc sub denumirea de limba soacrei, alții o cunosc sub stricta denumire științifică de opuntia. Este o specie de cactus care, trebuie să spun în primul rând, că poate rezista la temperaturile din timpul iernii de la noi din țară, în zonele sudice extrem, în zona mării, a Dunării, în toată zona ostrovului, zone unde temperaturile în timpul iernii sunt destul de pozitive, ca să spun așa, ne trecând foarte mult sub zero. Așadar, e o specie de cactus care poate fi în grădinile câtorva dintre noi. Însă, așa cum spuneam, limita de 0 grade ne impune introducerea ei în casă, în cazul în care iernile sunt mai aspre. Dar dincolo de această minunăție pe care o poți avea în grădină și să-ți dea așa un aer mexican, un aer mediteranean, deșertic, trebuie să spun și câteva lucruri în ceea ce privește îngrijirea ei, mai ales atunci când o ai la ghiveci. Având în vedere faptul că este o specie de cactus, cu siguranță va avea nevoie de un loc însorit, îi place să stea în plin soare, să fie scăldată toate razele soarelui posibile. Evident, nu are nevoie de ghiveci foarte mari, iar substratul este musai să fie unul ușor nisipos, care să se dreneze extrem, extrem de bine. Este foarte ușor astăzi să-i asiguri substratul potrivit, cumpărând unul care să fie specific cactusilor și acel amestec este realizat astfel încât să fie optim pentru o asemenea specie. În ceea ce privește udarea, pentru că aici este problema la cactus, în ceea ce privește opunția, udarea se face cu cantități mici de apă în sezonul cald. Lăsăm pământul să se usuce bine, bine, bine de tot între două udări pentru a-i asigura o nouă udare, iar în perioada rece, în perioada de iarnă, nu o udăm aproape deloc sau dacă o udăm, o dăm cu o cantitate extrem de mică, o dată pe lună, să zicem, dar să știi că extrem de lejer o poți lăsa pe tot parcursul sezonului de iarnă, 3 luni de zile, fără niciun pic de apă, la o temperatură, să zicem, de 10-15 grade Celsius. Evident, opunția este o plantă care înflorește și, așa cum îți spuneam și în prezentare, are o chestiune care este de-a dreptul incredibilă. Adesea este atacată de coșenile sau păduchii lânoși. Sunt specifici acestei specii de plantă, un anume tip de specie de coșenilă care are în urma consumului seve acestei plante, un conținut, sunt roșii, un conținut ridicat de pigment roșu numit carmin și care, ce să vezi, acest carmin este folosit în industria cosmetică, în tot felul de produse de machiaj, în industria textilă, evident cea de serie mică, cei care folosesc vopseluri naturale și dacă nu ai băut Campari, trebuie să spun că colorarea Campariului se face cu un carmin natural provenit din aceste coșenile. Mi s-a părut extrem de interesant. Îți voi prezenta un filmuleț în care opunția este înflorită și trebuie să spun că fructele sunt comestibile,
dar nu înainte de a îndepărta cu un cuțit, de a depela coaja fructului, astfel încât să consumi doar interiorul și să elimini spinii care, evident, te-ar putea vătăma. Ți-am spus despre necesitățile sale, despre sol, despre udare. În perioada verii, când e perioada de creștere, poți să-i asiguri și un fertilizant specific cactușilor, dar într-o diluție destul de, să zicem, la jumătate de cât ce a trecut pe dozajul ambalajului și, evident, administrăm o dată pe lună. Cam acestea sunt informațiile. Sper că te bucuri de imaginile acestea superbe cu un exemplar de opunția înflorit. După înflorire se formează fructele, așa cum spuneam, care sunt comestibile și au un gust dulce acrișor. Le poți găsi în hipermarketuri, fructul de opunția, și poți încerca să vezi dacă este pe gustul tău. Cam acestea sunt informațiile. Merită să o ai dacă ești un iubitor de cactus sau de plante care nu necesită prea multă îngrijire, atunci opunția te poate bucura cu frumusețea ei. Trebuie să știi că sunt mult mai multe specii decât cea de bază pe care o cunoaștem cu toții. Diferă foarte mult tipul perișorilor, culoarea, modul de dispunere a acestora. Evident că și florile pot fi galbene, portocalii, roșiatice, de asemenea și fructul va căpăta alte nuanțe. În consecință, dacă îți plac plantele de tipul cactusilor și ai nevoie de o plantă care să nu necesită multă întreținere, atunci opunția poate să fie planta de care tu poți avea nevoie și de care te poți bucura și de fructe, de la care te poți bucura și de fructe. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube, de asemenea te aștept și pe grupul de Facebook Carli Expertul tău în plante și pe Instagram Carli Marian. Până data viitoare îți mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine cu un nou episod din această fascinantă lume a plantelor. La revedere!